frumos, haideți să asistăm la primul curs al școlii de vară, care este ținut de domnul ministru al finanțelor. Pentru mine rămâneți ministrul finanțelor, domnul Orlando Teodorovici. Așa jumate sunt cum este dânsul, este api. Să știți că sunt ăștia, sunt dați naibii. Mai ales că tot ceea ce este aici, în zona aceasta, și o să ne vorbească domnul profesor Manole, tot ceea ce este aici, în această zonă, în tot ce înseamnă Balcanii și mai sus, este vorba de toată Europa, care înseamnă Imperiul Peraspotracoge, tot Africa, care suntem cu toții. Vă rog frumos, domnul Teodorovici, vă invit la curs. Acum, Diana, dacă nu facem pauză, zice, nu e nicio problemă. Nu e problemă, dar ne-am făcut de astea, dați-mă la 5, dați-mă în fine. Aveam două întrebări aici, cât să mai revenim. Da, știu ce ați avut. Da, știu, să știți că mă uit absolut mic și știu fiecare cum stă, unde stă, ce spune și-a departe. Că ăsta este o administrație, vă ascult. Avea ceva să ne lucrezi. Eu sau cineva de aici din sala nu și-a dat viața pentru țara. Eu am întrebat, m-am spus, n-ați făcut ceva. Eu am întrebat. Nu, n-ați întrebat, ați afirmat. Da, am întrebat, pentru că pe auzit că da și am întrebat, am auzit foarte multe ori. Dar ceea ce înseamnă, că ce înseamnă asta cu adevărat? Pentru că nu mă nimeni să vă dați viața decât doamnă Fești, dacă începe ceva. Război. Inclusiv doamna Diana a spus că poate să-și dea viața pentru țara. Cu dată, v-am spus, eu nu credeți că puteți să o faceți. Eu întreb ceea ce înseamnă că faceți prin acest gest. M-am spus, nu ne punem în situația care o ferește, în care să înceapă ceva și ceva să ne chemă pe toți să dăm sau nu să dăm viața pentru țară. Dar m-am spus, vorba e vorbă. Fapta e fapt. Fapta, ești cu dorința. Am mă zis și imediat, vă spun și cu dorința. Puteți să aveți, vă rog frumos. Haideți să vă spun altceva, haideți să vă spun. Uite, eu nu am făcut armată. Ridicați mâna. E vreo problemă dacă n-am făcut armată? Nu am făcut armata. De ce? Pentru că mi-a plăcut. Dar auzeam tot felul de astea. Dom'le, pe cum să stăm pe ce cu păriuța, să faci ce cu tare, cu tare. Și zic, frate, dacă mă duc în armată, o să iasă cafetea la acolo și stau prin carceră. Și atunci zic, mai bun stau eu acasă, că zic, dacă e război, cineva trebuie să iau acasă, zici, de știi, Doamne. Deci, scuzați, asta a fost întrebarea mea și v-am spus, eu îmi doresc să fiți fiecare dintre dumneavoastră, un Mihai Viteazul, un Ștefan cel Mare, dar să faceți. Pentru că eu am pățit de multe ori pe front, pe frontul ăsta al administrației, să rămâi singur. Să rămâi singur. Și v-am dat exemplu pe care, nu știu dacă îl știți, v-am spus, ordonanța 114, că o revin la ea în mod insistent, din decembrie 2018, dacă vă uitați acum, intrați pe site-ul guvernului de la acea vreme, când era taxa pălăcomie, v-am spus, la bănci am pus taxe pe activele financiare bancare. De ce? Ca să forțez băncile să ridice dobânzile la depozite și să coboare dobânzile la împrumuturi, ca să finanțeze economia națională. Să vedeți ce mesaje sunt de la români. Cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. De ce? Pentru că eu pentru români. Energia era prețul plafonat până în martie, până primăvara anului acesta, era liniște pe piața de energie. Nu aveam probleme pe care am avut, din păcate, România. Și asta spun, că strada României n-a ieșit când s-au făcut acte pentru ei. Astăzi, când ordonanța asta nenorocită a domnului Ciolacu ne bântuie și încearcă să se nască și să va naște, românii plâng la felul Batistă. Pe Facebook, pe social media, e pur, e plin, toată lumea e nemulțumită. Dacă această ordonanță va ieși, credeți-mă, va fi dezastru în România. Și nu văd românii să țipe pentru această ordonanță. Dar pentru cealaltă care era pentru ei și vorbea multinaționalele, n-a spus nimeni nimic decât, din contră, o cale față de noi. Asta vă spun, că eu am trecut prin astea. Nu cumva suntem manipulați? Nu se fiți. Păi din ce au ieșit, aveam două, trei ziare, două ore de televiziune, și bătaie de joc și se pune și le vedea frică să pune unul de celălalt. Da? Eram și eu, puști în fine, când aveam la liceu. Dar mi-aduc aminte de vremurile alea. Dar am ieșit pe stradă. Manipulați și nu am fost manipulat de nimeni. Am fost acolo, mulțime, bătaie. Eram și eu, a dat sânge în mine. Dar și am ieșit pe stradă. Astăzi nu stăm în stare să verificăm o știre, cum să mă dăm la președinte. Vor fi, asta a fost la
așa, foarte slabe aceste manipulări. Anul viitor vă spun, s-au auzit despre noi și despre fiecare dintre dumneavoastră care o să încercați să conduceți câte o echipă, nici de habar n-aveți ce ați făcut în viață. Pentru că asta este, din casă de manipulare este fantastică. Titlul nu are nicio legătură cu conținutul, oricum nu are legătură nimic cu nimic. Da? Eu n-am spus ce tuturor celor care îmi spun că am furat. Că Dumnezeu a fost făcea, Dumnezeu, mă îmbrac așa, că vreau să mă îmbrac așa. Asta este. Că sunt așa și voi fi așa toată viața mea. Asta nu se întâmplă mai. Dar cine spune că au furat, nu te urăs. Da? Să fie de discuția asta, că m-am studiat până ești muzician. A, ai fost la PSD, ești hoț cu ea. Stați-vă puțin, dar voi nu aveți neamul vostru vreun de care să vă fie rușine? Toți avem un neamul nostru, poate, de cineva, de care nu este rușine, nu înseamnă că suntem la fel. O pătură de neam nu înseamnă că e uscată dacă are și obi uscați puși la pământ. Asta spune, adică, dar eu repet, merg înainte, îmi duc lupta mea, v-am spus lupta mea pentru țara asta. Chiar dacă pare, chiar dacă nu pare, chiar dacă se știe, chiar dacă se știe despre mine ceea ce fac. Dar am început, o să încep și o să-mi pun toate elementele făcute de mine administrație, și la nivel național, și în afară României, da? Pentru ca lumea să știe, să încep și să vorbesc ceea ce am făcut. Dar eu n-am fost învățat să vorbesc despre ceea ce am făcut, tot ceea ce făceam. Că așa eram, eu am avut în spate un partid, o organizație de partid. A fost să fie, Dumnezeu m-a sprijinit, Stăruța Norocoasă de undeva de acolo m-a susținut în continuu și asta a fost nebunia mea să merg înainte. N-am putut să mă urc mai mult decât am urcat, să zic așa. Pentru că după aceea ai nevoie spate de partid, de forță. Asta este. Bun. Eu vreau să vă spun așa, pentru că sunt câteva... Vă rog, scuzați-mă. Două probleme. Vă rog. Referitor la ați dat viața pentru țară. Haideți să facem un exercițiu de imagine să vedem dacă unul din sala asta să vină un neaf cu pistolul la spatele lui și să zică că l-a pe România. Să zică că nu se lapădă. Deci, toți suntem la fel. Am o rugăminte. Hai să ascultăm un curs. Da? Vă rog frumos. Permiteți-mi, doamna Gheara. Și domnul ministru, ați coborât până la 1 milion de euro, ați pus impozitul de 1%, ceea ce foarte puțin știu, și acum au aprobat. Pe TVA-ul de la 24 la 9 și la 5 la 9. Mama, la 9%. Pe dividende și la bucă. Care aveți firme, calculați 15% din 2016 până în prezent și vedeți că am câțiva bani pe care am văzut. Și multe altele. Și unul din țară și din afara țării. Corect. Băgau știi despre mine că, domnule, vreau să conturez vă painul unul să vină în țară. Dom'le, niciodată, nimic mai fals. Teodor Vici niciodată în viața lui, nici n-a făcut și nu o să facă, să pună pe omul un român vreo povară în plus. Niciodată. Niciodată. Declarația mea a fost mereu că niciodată nu pune în balanță un deficit bugetar cu pensiile care se cuvin bătrânilor noștri. Niciodată nu m-ați auzit și nu s-au auzit niciodată că nu am bani pentru români. Niciodată. Că de-aia a fost niște finanțe să fac rost de bani. Nu să, domnule, nu sunt bani, nu sunt bani. Ieșea Iohannis în fiecare seară aproape. Mi-aduc aminte. 2018, 19. La 6-7 seara ieșea precum cucul de la așa. Nu sunt bani de pensii. Nu sunt bani de... Și am spus, stai mă puțin, eu sunt ministru de finanță. Mai auzit pe mine să mă plâng că nu sunt bani de pensii. Da? Din păcate, a fost al treilea guvern PSD la jos, tot de PSD, din păcate. Asta este. Pentru că domnul Ciolacu astăzi, și am tot cu peste această istorie, lumea nu prea știe. Domnul Ciolacu astăzi este, formează cu domnul Iohannis al doilea cuplu, să zic așa, celebru din politica românească, după Boc cu Băsescu. Da? Sunt cei mai buni prieteni. Domnul Ciolacu este un trădător de libertate, un vânzător de libertate, pardon. Domnul Ciolacu ne-a vândut. Pentru că partidul a fost dat și este captiv, lăsăm un partid puternic. Socia lungă dincolo de, pentru că sunt oameni simpli. Nu vorbesc de oameni cei care știu organizații, vorbesc de oameni simpli care au fost scuipați, înjurați. Pentru ce? Că așa ține omul ăla cu PSD-ul, că așa ține treaba lui. Da? Deci, din păcate, asta se întâmplă la nivelul înalt în politica românească. Și de asta vă spun și de asta, repet, nu spun că nu se poate. Se poate. Dar știți unde să vă țineți spate în spate și mână de mână, braț la braț? Pentru că altfel ei vor recurge la toate, la toate, la toate mijloacele. Presa este plătită astăzi. Nu există. De ce nu se schimbă legea să spună televiziunile care pe aceeași firmă pe care își iau autorizația asta, autorizarea de funcționare fine, să primească și banii pentru televiziune. De ce? Pentru că își dau seama când calcă legea și mă doresc să le trage licența.
au prin fel de fel de firme în grup și se finanțează mascara. De ce nu se spune, domnule, hai să nu mai dăm bani la partide? Sunt de acord cu treaba asta, n-am avut niciodată problema asta și am spus mereu. Domnule, ești fără bani de la stat, de la popor, da? Ca partid. Convingi oamenii? Foarte bine. Printr-un mesaj, fiecare dumneavoastră, 1 euro, 2 euro și mai departe, acelui partid în care are încredere. Vrea cineva să facă asta în Parlament? Da? Nu, pentru că de acolo vin banii pentru presă, banii pentru media, de-aia domnul Așor când nu are cum să ducă la televiziune, în care se sună și spune, băi, ăla nu, ăla nu, ăla da, și mai departe. Asta este, din păcate, presa. Va fi foarte, social media va fi ocupat. Gândiți-vă că vor avea anul viitor un președinte comun, un candidat comun, PNL PSD. Asta înseamnă peste 20 de milioane de euro buget. Peste 20 de milioane de euro buget. Cum se bați cu ăștia? Dezblochează social media, dezblochează media, dezblochează tot, afișajul, panotajul, tot. O să mergi de unde vezi, o să vezi numai figura candidatului respectiv, să spun. Da? De asta spun, se poate merge pe subrată. Din gură în gură, din voce în voce, din casă în casă, din județ în județ, din, da? Din țară în țară unde lucrezi românii. Doar așa se poate câștiga. Vă rog, scuzați-mă. Domnul Teodorule, că la un moment dat, cred că am înțeles bine, eram în cea în după stâlp, da. Ați făcut afirmația că cu toții suntem vinovați pentru situația în care se află România la ora actuală. Da. Corect? Corect. Foarte corect. Întrebare. Hai că nu întrebare, întâi o afirmație. Știm destul de bine cu toții, da, că ne-am ales reprezentanți. Ne-am ales oamenii care să ne reprezinte interesul. Pe lista. Uninominal. Ne-am ales cei care sunt prezenți la ora actuală și conduc România, sunt cei aleși de poporul român. În ce măsură sunt reprezentanți? Reprezintă. Adevăratul proces, asta nu mă mai interesează. Ei sunt acord, da? Bun. Ne-au spus să o luăm la stânga, am luat-o la stânga. Ei sunt cei care decid. Ne-au spus să o luăm la dreapta, am luat-o la dreapta. Luăm ultimii 2 ani. Deci am ascultat. De ce? Dați-mi cu el. Da, de ce? Pentru că ei, pentru că lor le-am încredințat actul de guvernare, pentru că ei sunt cei care decid în numele nostru, da? Vă întreb atunci pe dumneavoastră, de ce suntem noi toți de vină? De câte ori ei decid și fac eu o hotărâre proastă, ce credeți să facem? Și nu judecăm. Putem merge să le spargem capul, trecem tot timpul la război? De ce suntem toți de vină? Faceți-mă să înțeleg. Cel mai bun război se duce cu ștampila de vot. Deci, păi cum i-am votat? Primul rând, asta este una dintre problemele noastre. I-am votat, uite ce cei fac. Care n-au votat au decis. Domnul, suntem atenție, de cei care n-au votat au decis. Da? Deci, pentru noi am ieșit foarte puțin la vot. Pentru că noi nu înțelegem că votul nu este pentru noi, că asta trebuie să vă transmit. Din bun simț și din recunoaștere față de înaintași, în primul rând, da? Că au fost unii ca noi, tot așa poate să întâlnau prin căsuțe mai na, la vreme mai scântivă. Da, spun și departe, mureau pe front și ceau departe. Înaintași aia care s-au putut pentru ceva. Asta și o țară. A rămas țara asta. Și pentru mașinii noștri. Dacă pentru noi nu avem bunul simț, să ieșim la vot măcar la 4 ani de zile. Deci pentru cele două, deci înaintași și urmași, măcar atâta lucru. Din păcate, românul asta face. Dacă eu mă apuc să spun public și ceva, domnule, hai să ne punem niște reguli pentru că nu să vină la vot. Cum sunt în alte state? În Suedia, n-ai chita la stat, dă-i-le, n-ai voie să votezi. În Grecia, trebuie să votezi via acasă. Pentru că grecii fac business, câștigă 14 miliarde de euro când sunt alegeri. Pentru că vin acasă grecii, consumă și așa departe, asta este. Putem să spunem, dacă nu se iese la vot în proporție de, nu știu, dau mai sunt 60%, se invalidează alegerile. Și au luat-o la capăt. Da. Ca să românul vedeți că nu iese la vot, din păcate. Ieșiți la voastră și în câțiva așa departe, din păcate mulți stau acasă, pentru că nu interesează de fiecare este cu al lui, familia lui, lasă că nu se întâmplă în ei. Că asta este, din păcate, îți mai întâmplă lucrul mai devreme, noi nu suntem uniți. Asta este unul de mari noastre probleme. Când l-au votat pe ei... Doi l-am votat pe liste, din păcate. De ce nu se cere clar, domnule, vrem să votăm persoane, nu liste de partid. Procedură, domnul Teodorule. Ce anume? Nu discutăm de procedură de legislație. Asta e fondul problemei. Discutăm de faptul că ne puneți nouă în cârcă, da? Că noi suntem... Dumneavoastră puteți să ascultați și vă spun și eu. Că nu m-ați ținut, m-a ascultat și a spus, domnule, cereți să votați... Pentru că le permiteți, pentru că la ordonanța 13 a lui Liviu Dragnea, n-am niciodată, nu mă interesează treaba lui ce a făcut, nu mă interesează.
Dar ca idee, ordonanța faimoasă, 13. Era toată piața Victoriei, plină de leminițe, mai avea loc de țânțar bacune și de licurici. Ce a făcut ordonanța 13? Repet, nu a făcut susținut, mă interesează. Ce a făcut? A cumva a mărit factura la energie? A luat mâncare de pe masa românului? Dragă s-a luat pușcărie. Astăzi, repet, când se încalcă drepturile, când se discută despre școli, copii, homosexuali, toate avem biserica atacată, tot este atacat. Este România, centrele de bătrâni. Societatea românească este bolnavă, pentru că acceptă ca bătrânei acolo, ok, rudele lor sunt niște nenorociți. Eu sunt acolo. Dar societatea românească de ce acceptă acest lucru? Asta vă spun noi toți, pentru că noi suntem o nerușine. Noi suntem, știu, noi avem un bun simț exagerat. Românul este, are un bun simț exagerat. Uitați-vă alte state, Serbia, Franța, Turcia, nu le convine? A ieșit în stradă, boițe, prin noaptea respectivă. Nu poți să faci, Grecia. Asta este, e diferența între popoarele noastre. 10 august n-a rezolvat nimic. Nu, nici nu, 10 august, să știți că ați fost manipulați și că ați venit la București, pentru că ați fost manipulați, din păcate, pentru că s-a dorit tot timpul schimbarea unui guvern. Nimeni nu se vrea schimbarea, nu se vrea în România un partid puternic. Se dorește să fie o coaliție guvernamentală din mai multe partide. Pentru că atunci când un ministru, prim-ministru, vrea o schimbare pentru țară, opa, imediat intervin băieții din multinaționale, s-a plătit frumos, aici în stradă, a căzut un partid din aceea grăușoară, a căzut guvernul. Asta este interesul meu, partide puternice. Scuzați-mă, vă rog frumos. Mulțumesc mult că eu n-am vrut să iau cuvântul sincer în seara asta, dar provocarea pe care mi-ați aruncat-o, pe care eu mulțumesc sincer, a început deja să dea roade, pentru că lumea a început să gândească. Am trăit 32 de ani într-o altă țară, foarte democratică, Canada, și am trăit umilința de care vorbiți dumneavoastră când a venit acea nenorocire de pandemie, da? Și am plecat acolo, ne-am întors în țară, la noi. Agresul dumneavoastră, și nu pentru că mă cheamă Stankovici, că multă lume știe cum mă cheamă, da? Nu de-aia agres cu domnul ministru aici. Dar vă zic sincer, nu suntem uniți, fraților. Deci, haideți să fim hotărâți. Provocarea asta, haideți să o întoarcem în ceva pozitiv. Nu a vrut să ne jignească omul. Dar nu uitați, nu am vrut să jignească nimeni. Ascultați-mă, anul viitor, un mesaj pe pastor mai devreme. Dom'le, din rupta mea, am să o duc până la capăt anul viitor. Pentru că este ultima mea încercare și speranță să văd că țara se va schimba. Dar nu este despre mine anul viitor sau despre doamna Șoșoacă. Nu e despre noi. Este despre români. Înțelegeți? De-aia am spus că este ultima șansă. Credeți-mă ce vă spun. Sunt un om de sistem, i-am văzut. Nu dau doi bani pe români. Și dumneavoastră și toți românii să uită, pentru că, repet, românul are un bun simț exagerat. Noi, deci dacă suntem pălmuiți și scuipați, noi tot, lasă că nu o fi rău, lasă că mai punem ceva cu noi, lasă că mâine poate să fie mai bine. Nu se face așa. Eu am spus, eu ca un fost om politic, am stat politic în 2020. Eu nu o să întorc niciodată brațul, niciodată în viața mea. Dacă îmi văd un serist, un ăsta, hashtag, că mă scuipă, eu nu sunt întorc brațul să mă scuipe. Pentru că nu am stat cu mine în opție la minister să vedeze pe țară sau... Eu sunt comunist. Eu care am fost la Revoluție pe stradă, eu sunt comunist, ca să poată să mă înjure pe mine democratic. Păi cum adică? Și ei, cei de la OSR, uitați-vă ce părinți au. Ăla Năsui, da? Cum? Cine a fost Tainisul și Unchisul? Proiectul, exact, Motorola. Dar ei sunt neprihăniți. Și mulți, mulți, mulți alții. Uitați-vă la firea de unde vine. Cine a fost Taică sau cine vine? Securiști, torționari și așa departe. Da? Din păcate. De asta vă spun că lista trebuie combătută. Unii nominal trebuie să fie votul, pentru că multe la partidele vor fi obligate să-și pună pe la vot oameni cu pregătire și pe asta vă uitați. Bă, cine e Popescu? Cine este acolo? Ce pregătire are? Ce a făcut? Uitare, ok. Uite, mai are că unul, că doi. Pe atunci a putut partidul pe ansamblu ăla câștigă prin ce a pus acolo ca valoare adăugată. Da? Nu pe listă se face, domnule, pe listă orice partid. Din păcate, ce se face? Asta trebuie să susțin. Suntem responsabili pentru ceea ce ni se întâmplă, trebuie să ne asumăm ca națiune și ca indivizi. Deci dacă mie merge bine, sunt responsabil, dacă mie merge nu foarte bine, sunt la fel de responsabil pentru ceea ce mi se întâmplă în viață. Știi ce trebuie să înțelegem noi cu toți care suntem aici? Da. Un singur lucru. Poate n-am avut ce vota până acum. Păi frate, ca de la anul încolo, chiar nu am rege. Am spus, astăzi uitați-vă. De-aia am spus și domnule președinte Șoară.
atenție mare cu Uniunea Europeană. De ce? Pentru că nu trebuie să picați în cursa aceea pe care o întind exact cei care te conduc. Și nu e PNRR-ul la faimos, că parcă e mai vinculat decât este Biblia astăzi în România. PNR-ul, jaloanele, nu așa vorbesc politicieni, jaloane și PNRR. Da? Și tot timpul încearcă, adică ne induc ura față de cel care ne dă peste nouă, peste unul și ne lasă să fie bine în țară. Atenție, nu picați în această capcană. Până nu tragem toate în coanță, până nu suntem siguri că tot ceea ce se cuvine, prin ceea ce spuneam puțin mai devreme, ca drepturi tratatul de aderare, pe care toate parlamentele europene l-au ratificat, nu avem voie să tragem niciun bonț în direcția. A, când noi cerem, ne-am luptat, am făcut tot ce era posibil și ne pun la cealaltă masă să mâncăm și nu mâncăm la masa bogaților, atunci le mulțumim frumos și la revedere. Dar până atunci nu facem, eu chiar și un sfat politic. Nu faceți greșeala, pentru că veți fi etichetați anti-UE, anti-cutare, nu suntem anti-nimic, noi suntem pro această țară, suntem cu această țară. Dar, repet, noi trebuie să avem oameni care să ceară. Eu vă spun în coadă din experiența mea. Czech Bank, banca Czech, a fost capitalizată în 2019. Nu m-a lăsat nicio bancă în România. Am avut și asta, cum o spuneam mai devreme, președintele Consiliului de Mici de Finanțe. Adică mai mari europene astăzi sunt fie subordonați. Scholz, ca cea în Germania, nu a fost subordonat. Premierul Italiei, premierul Suediei și mulți alții, pentru că au fost mici de finanțe când eu eram președinte la acelui consiliu. Și, de adevărat, i-am și angajat, pentru că am cerut să-mi dea ochii în Comisia Europeană pentru a capitaliza cecul. La fel nu o să nimic. Banca românească pe care am cumpărat-o cu Exim Bank, la fel. Sunt făcute, nu te lăsa nimeni de afară. Dar știind să pui în practică aceste idei, ai putut să le faci. Codul fiscal din 2015, poate ați uitat de el, a fost cel mai liberal cod fiscal din Europa. Când s-a scăzut TVA-ul la 24, la 9, la 5, dividendele, o grămadă de chestii. Da? Cine m-a contrat? Că tot vă spun de chestia asta, cu ea de afară. Nu. Singurul care m-a contrat a fost ambasadorul Germaniei la București, care m-a și m-a prins la o zi, la ziua SUA, parcă era, și m-a luat, domnul ministru, să nu cumva să faceți acest cod fiscal. De ce? Domnule, duceți economia, gata. Ce nu zic? Eu știu că ambasadorii pe convenția de la Viena nu au atribuții pe politică fiscală și pe buget și pe restul. Eu mă duc la tine la Berlin să spun ție cum să faci politica fiscală. Așa că, la revedere, și asta este. Mi-a trimis scrisoare, mi-a dus și la presă. Să vadă presă. A fost o greșeală, mă urmă, trebuia să fie trimis acasă acel ambasador. Dar care a fost legătura? Pentru că urmează că Dumnezeu a făcut PSD cod fiscal. Nu. Lucrurile bune, în general, se fac de către oameni. Că ei se află sub o umbrelă sau alta, este doar mirosul acelui partid sau fine care a luat niște oameni să facă niște bune după care să le vândă ca fiind ale lor realizări. Deci codul fiscal s-a votat în luna iunie în Parlament, cred că au fost doar 4 voturi, împotrivă, 3 abține și un împotrivă, ceva de asta. Deci aproape toată lumea a avut cod fiscal. Ajunge la președinte, la promulgare. Președintele, când a auzit, să trimite înapoi în Parlament. Pentru că, de ce? Am făcut legătura. Germania, la ce ambasadorul Germaniei, era super ofuscat că mi-a facem acel cod fiscal. Președintele Iohannis, să le trimite înapoi codul fiscal. Am fost la Cotrocin, în fine, am spus, n-a vrut să-mi dea audiență să discute cu Ministrul de Finanțe care a făcut codul fiscal, n-a avut nici măcar un minut, în fine, a retrimis în Parlament codul fiscal. Eu i-am spus lui Iohannis, nu trimiteți înapoi în Parlament, pentru că știa că vrea să harce pasă, dar să facă praf, pentru că îl voi face încă o dată la fel. A ajuns în Parlament. În Parlament, cine credeți că a dat concursul pentru că acel cod fiscal, super agreat de toată piața și de Parlament, toată lumea, l-a tăcuit. Exact partidul care făcea eu parte. Pentru că domnul Iohannis a cerut în Parlament ce voi de atunci să scoate din măsuri. De ce? Pentru că era teamă că din Germania se vor reloca activități economice în România. Asta era teama lor. Că un regim fiscal mai bun devine atractiv față de afaceri creștine de afară. Asta e cerută economică toată. Și m-a trimis Părinte Liviu Dragnea să negociez cu partidele. Pentru a scoate din dar s-a făcut să-și conduit copilul, făcut, în fine. Așa. Și prima delegație a fost cu cea cu liberalii. M-am dus și eu la doctor de așa
Și ne-am spus, noi, veșteam, nu faceți prostia să scoateți din codul fiscal aceste măsuri. Pentru că sunt măsuri liberale. Mie îmi convine politic, că o să vă înjur lumea cu voi. Da? Pe UG, perfect, așa face. A rămas cum a început discuția. Când a văzut Liviu Dragnea acest lucru, a spus în presă, Petru Dorbici avea mandat să asculte, nu avea mandat să și acționeze. M-a luat, m-a dat prima parte, s-a băgat acolo și l-au făcut praf, au scos din măsuri, l-au trimis la Parlament, stăpul l-a votat, l-au trimis la președinte, l-a promulgat. Iar în octombrie, am vrut să reflac să pun înapoi în făcut fiscal ceea ce s-a scos în Parlament. Oricum, mi-a fost că în perioada atunci, Victor Ponta m-a susținut. Dar am fost amenințat că mi se retrage sprijinul politic din partid, ca ministru de finanțe, dacă încerc să modific codul fiscal față de cum am modificat PSD-ul. Și am zis așa, păi, am retragerea sprijinului politic, adică de a nu mai fi ministru, și am un cod fiscal pentru România. Ce am ales? Pe câți ar fi ales codul fiscal? Asta înseamnă lupta de care spuneam. Nu trebuie că nu tragem banță în noi. Aia înseamnă lupta. Când vezi punctele roșii pe tine, înseamnă că faci ceva pentru țară. Deci când se mișcă pe tine, e simplă. Poți să văd că este important, să văd că fac pentru țară. Și atunci mai rău să te ambiționezi, da, să fii ca un pom de Crăciun, dar să treci până la capăt. Aia înseamnă lupta pentru țară. Când repet, sper să Doamne Iisus, să nu ne, să nu fie cazul să, să vorbim și la ștapă pe astfel de sacrificii. Bun. Comisia de Uniunea Europeană. Asta vă spuneam. Dacă o să vă dă cineva, sau în fine, spune, noi plătim și avem niște avantaj la Uniunea Europeană. Nu, până acum s-au plătit, deci din 2007 până în prezent, noi am plătit cam 27-28 miliarde de euro. Noi plătim anual o contribuție la bugetul Uniunii Europene. Dar am primit, în schimb, de la nivelul Uniunii Europene, am primit 85,6 miliarde. Deci sunt un plus de 57 de miliarde de euro. Din 2007 până în prezent. Deci 57 de miliarde de euro. Eu am spus mereu că pe lângă banii ăștia, care din multe situații nu au fost corect folosiți, în sensul că nu au avut valoarea adăugată pe care acești bani trebuia să o ducă în economie, plus că au intrat de multe ori foarte greu. Da? Tot timpul am fost pe ultima spregătis că se cheltuie banii europeni. Acești bani au dus în România, s-au trebuit să aducă și niște principii corecte, principii europene, da? De bune practici și așa departe. Din păcate, repet, noi am luat tot ce ne-a convenit de acolo, și am dat mereu vina când făceam ceva noi, pe cei de acolo. Pentru că drumul se adaptează foarte mult la chestia asta. Da? E, deci, cum spuneam, partea de, m-am dat exemplu de Schengen. Astăzi, încă la nivel european, țările membre se pot bucura de un vot, să zic așa, sau fără votul cărora, nu se pot lua multe decizii la nivel european. O zonă sensibilă și unde se umblă, ei încearcă să renunțăm la votul respectiv, adică votul pentru politica, nu știu, fiscală sau în fine, pentru taxare, de exemplu, să nu mai depind, să mai fie un vot unanim, ca să fie o majoritate care să decide că de mine, nu știu, Europa e TV-ul de 30%. Astăzi, dacă ceva se propune genul ăsta, noi putem să blocăm. Da? Pentru că pe taxare trebuie să fie unanimitate. Da? Și mai ales că este o politică națională. Da? Și atunci, de-aia se dă la nivel european. Din păcate, la noi astăzi găsesc Cărbișoara, dar a fost domnul Orescu, astăzi a fost altă colegă, tot a mea, doamna Odobescu. N-au învergura unor miști de externe, din păcate. Ei pot fi foarte buni diplomați acolo, în spatele biroului, cu cărbașul și sau facă ei ce au de făcut acolo. Dar nu sunt oameni de învergură, nu sunt diplomați, nu sunt oameni de stat, pentru că asta e altă chestiune. Statele, țările să fie oameni de stat. Nu oricine poate să le pune ca un lucru. Sunt oameni de stat. A spus asta la vorba asta, Primoft, care a fost un șef la serii, la o televiziune, că a fost un lucru spus corect de dumneavoastră. În fine, da, pentru că, de ce spun asta? Poate mulți mă întrebați ce anume înseamnă asta. Și a explicat-o dânsul. Noi românii vrem să conducem toți. Să fim implicați toți în tot. Așa ceva nu se poate. Nu se poate. Doar cei, dumne, când vorbești de economie, păi sunt care sunt pe economie. Cum de istorie, cum mă peste un curs, când mă bag de Constituție, pe cât întreb, știți? E bine așa sau așa. Da? Dar noi vrem să fim buni în tot. Pe la foc, până la paia și invață. Și de asta, și se și menține treaba asta. Se menține. Și de asta tot timpul nu te-ați la televiziune.
De asta eu mă, de multe ori mă vă spun sincer. Și am niște interlocutori, mă dau mai treabă cu domnul. Dar tu, domnule, când ai făcut, tu ce ai făcut? Și te spui, bă, Georgică, și nici pe tu. Bă, ce ai făcut tu până astăzi? Nu pentru români, pentru cei din jurul tău. Da? Adică în alte state, în alte țări, așa ceva nu există. Discuțiile în emisiuni sunt emisiuni cu discuții cu oameni care au făcut pe acest subiect multe, adică au expertiză, experiență, pot să aducă ceva cu părerea adăugată. La noi fiecare își dă cu părerea. Și de asta român, din păcate, e ținut la un nivel foarte jos al culturii financiare. Din păcate, România este țară cu alte țări cu un nivel foarte scăzut de cultură financiară. Și atunci un om român când aude, vom da sale de 5.000 de lei, vom face, nu știu, case de un leu. Nu e chestie directă, dar am văzut zile trecută. E chiar indirectă, direct. Direct, direct, dar, repede, atenție. Insulă ca Dubai, domnul Teodorovici, vă rog frumos. Eu pot să zic că voi spune, și dacă la dumneavoastră vine o măsură care nu are logică, eu nu să spun, am repet. Eu sunt un tip foarte asumat. Să știți că mai întâi vă sun. Nu o să spun. Cu drag, oricum am spus, oricând cu drag, dar trebuie să vă feriți să veniți cu măsuri care nu și-au logică, care nu se pot, care n-au logică. Da? Pentru că omul dacă înțelege că nu are logică ceea ce-i promis și ai făcut doar ca să-l atragi, în modul ăla ți-ai pierdut încrederea. Da? Te-ai pierdut acum știu. Și atunci nu poți să vii cu salarii mari fără să spui de unde vine. Nu poți să spui că faci de economie nu știu ce scădere de, dacă nu vii cu ceva, adică să arăți, să vadă omul că ai logică de gândire. Da? Uitați-vă, astăzi, în mod normal, vorbim de partea asta fiscală, de taxe și de impozite. În mod normal, se vorbea de marile companii, cu impozitarea acestor companii în locul, în țările în care ele fac profit. Da? Se vorbește de o directivă, anul viitor mi se pare că e un termen de la care se vede așa. Cu 15% la atunci. România are 16% impozit cu profit. Da? Pe cum România are partea de băia? Niciodată. Și atunci, Ministerul de Finanțe, partidele, cele care guvernează, să se gândească, bă, cum facem noi să facem, noi să prindem mai multe. Eu uiți în jurul tău, doar când faci un sistem fiscal, te uiți în jurul tău ca țară. Cât mai depărtat posibil. De ce? Pentru că tu din țara ta să faci, într-adevăr, un paradis investițional. Nu neapărat un paradis fiscal, dar investițional implică partea de fiscalitate. Și atunci, domnule, dacă Bulgarul are cotă de impozit pe profit 10%, eu cum să țin la 16%? Că nu merge. Și atunci te gândești și faci un mix, astfel încât pe total o firmă când vine în România să știe că o costă atât că este taxarea pe muncă, că este impozitul pe profit, că este cutare, că este cutare, că este cutare. Luate la ansamblu, se dea lui ea cu decizia să vină în România. Și atunci Ministerul Finanțelor poate să facă așa. Dom'le, hai să scădem impozitul pe profit la 10%, de exemplu. Deci, dar faci România foarte atractivă. Momentul acela o să zic că ziceau, dom'le, pe de la 16 la 10 o să scazi la buget în casele. Corect, așa este. Și eu am avut aceeași problemă când am scăzut TVA de la 24 la 9%. În prima fază, ai un minus, că nu se mai intră de la 24 la 9%, se vezi efecte de rundă întâi. Prima oară, ai un minus, în buzunar. Dar efectele de runda a doua, adică impactul cu adevărat acelei măsuri de scădere, se va dovedi că a fost o măsură bună și duce la creșterea încăsării la bugetul de stat. Pentru că mutul scade evaziunea, crește consumul, crește masa impozabilă. Și se duce că tu la stat aduci mult mai mult. La TVA-ul din 2019, de la 1 iunie, la 9%, a fost undeva la 3 miliarde de lei impactul, deci minusul, pe 6 luni de zile. Așa l-am estimat când am luat decizia de a scădea TVA-ul de la 24 la 9%. Dar am constatat la final de an că nu numai că am recuperat cei 3 miliarde, dar am făcut și plus. Da? Deci asta înseamnă să gândești în acest fel. Dar atenție mare, nu cum fac în Parlament, cu scăderi, asta e așa, tot care să scădem și la aia, și la aia, și la aia, că sunt chestii politice, că n-au ce lucru. Ce știe vreunul ce votează acolo? Avem acolo un de pe deci, 10% impozit pe profit. Minusul, repet, de aici, se compensează cu siguranță prin atragerea de investiții noi. Dar mai mult, firmele alea mari, le pot impozita cu 15% pe ala pentru a le pune să facă în România plata impozitului pe profit. Da? Deci eu iar câștig din zona aia. Deci compensez una cu cealaltă, dar pe total România devine mult mai atractivă pentru a face investiții în România. Deci sunt fel de fel de astfel de situații. Dacă vreți, uite, vorbim despre partea de deficit. Că tot
Dacă îmi permiteți, domnul Teodorovici, ieri în audiență, domnul Marcel Ciolacu, vorbind, n-am vrut să mă lasă să vorbesc prea mult pe acea ordonanță cu taxele, mi-a spus că habar nu am, pentru că România este paradis fiscal. Eu i-am spus că mă simt ca într-un iad fiscal, dar dacă dânsul e în paradis, și l-am băgat pe PSD? Păi în 2012, Marcel Ciolacu e cel care m-a băgat în PSD. Eu n-am treabă cu politica. Apar, în 2008, eram secretar de stat la finanțe. Atunci m-a apăcat un liberal. Cel de la Vami și Cuțării, nu știu dacă cunoașteți, din Sătul Vami, lui Dragi. Este, la SCG, deci trimite răspunsuri. Eram, nu știu, acum nu aveam eu cu politica, nici m-a interesat în 2008. Și vine ăsta la Biserica de Finanțe, ăsta de la Ranci, la Ranci, la acolo, unii săpunarul la Liberat. Domnul secretarul de stat, wow, eram cu fondul europene și avea nevoie de o imagine, să se spărie imaginea lui de Vamiș. Propriu. Așa. Și tu mi-ai zis că, dumneavoastră, mi-ai zis, bă, ce, vreau să mă duc și eu. Mă duc, ok. M-am înscris pe listă la PNL, la PNL, la Vrancea. Și tu, apar n-am eu de campanie. Eu mă duceam, ținte și acum aveam o pungă, cu bisul și cu bichete și cu calendar. Și eram pe străzile, pe ulițele sate. Și puteam și eu, țac, 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 țac. Și când acolo intră tirul. Intră un tir pe uliță, da? Intră tirul, cu senatorul Plăcintă, doamna senatorul Plăcintă. Când s-a fost, cum o să zic așa, contracandidatul meu. Tot la Pirat, de acolo, fabrica de confecție. 2 milioane de euro băgase doamna Plăcintă, declară de dusă, în campanie de atunci. Și ce făcea? Arunca, unde nu era nimeni acasă, punea în curte direct oale, credeți, pende, bruci, confecții. Nu cred. Și eu eram, eu am fost părătă la răbrații, eu vreau să-mi puteau mine să acoșe. Îmi dau un pic de stăți, îmi dau un pic și zic, maică, ce să fac oale? Ce să fac oale? Și vreau să mai cred, dar și ce să faci oale? E bune, că-s mai bune, asta este. Deci, așa, asta a fost în 2008. Și la vot în 2008, în ziua de alegeri, se puse un sondaj și când s-a punat, nu se spunea din prima, nu e ca acum în Parlament. Și avea niște dosare penale, cum am știut dosare penale. Și ce se gândește eu? Să bată palma cu el la PD, ca să voteze PD-ul la Senat PNL-ul, la Camera Deputaților, și PNL-ul să voteze Senatul pentru PD. Ca să iasă cine se punea parlamentar și doamna Șușoacu, doamna Șușoacu, doamna Plăcintă să ia senator. Eu habar n-am. Și duminica, votul presa, îmi spune presa. Ce șocuri se și va cum mă multă duminică, știați că în 3 comune liberale s-a votat palma între PD și PNL? Și eu, cum să mă duc? Ăștia ai să mă trădeze? Sunt pe ăsta, pe nimic să pună. Zic, bă, nimic ce spune presa. Nu e bun, nu era și la putare. Era și rușine că l-am sunat să-i spun. Și mă duc totuși într-o comună de la liberale. Comună de-a mea, mai vine partid. Când acolo într-o primărie, șeful de organizație de la PD, cu primarul de la PNL, din Laila, era acolo, era cel de scris fraze cu cel. Deci, cam așa e politica, și repede, dacă nu te pricep, te fac ăștia de în aer. Așa și cu domnul Ciolacu, în 2012, e cel care m-a băgat în PSD. După care, tu s-a spus, domnule, sunt traseist, eu eram un partid, când s-o m-a luat să mă duc la PSD și Victor Ponta a avut o vorbă. Ce cauți la coția de la Buzău? Da? La pentru Senat. Dar, în fine, domnul Ciolacu, dacă spun de fiscalitate, eu nu am motive să-l cred, pentru că nu ne comandă nici voce, nici talent, cred pentru partea de fiscalitate. Numai că, din păcate, vă spuneam așa, o doamnă, dacă iese, nu știu câți ați auzit despre ea la televizor, vorbindu-se măsurile care se iau acolo, va fi un dezastru și un haos. Pentru că, din păcate, economia, unii înțeleg că trebuie să Gazprom să o restrângă, unii să-i dea drumul și aia departe. Nu. Cecul, bătrân de cec, am vrut în 2019, dacă sunt guvernul, asta este, începusem să discuție să deschidem în Spania, Italia, sucursarea de cecului. De ce? Două motive. Ne rog comutez de unul mari. De două motive. Unul, să poată să fie transferați banii de România acasă, fără nici de taxă. Asta era prima chestie. Dar după când s-au băgat unii și ai zbut, domnule, că dacă tindeți în care asta, vă ia urma fiscul. Tot, aia care tot timpul au vrut să strice orice fel de genul ăsta bun. Da? Să nu se mai dea bani, nu transferă banii în țară.
Și a doua motivație era aceea ca să dăm împrumuturi în românilor din afara țării. Eu nu s-am auzit niciodată să spun un lucru pe care l-am auzit foarte des. Să se întoarcă România acasă. Nu s-am auzit spun asta niciodată. De ce nu spun asta? Pentru că am spus mereu, rolul unui guvern este acela să se zbată, să facă ce trebuie să se facă, pentru ca românii care n-au plecat să aibă motive să nu pară, de să rămână acasă. Cei care au plecat să aibă motive să întoarcă. Dacă vor să întoarcă, Doamne ferește, foarte bine să vină. Dar dacă ei de rămâns, deci să rămână unde ei locuiesc, lucrează, au familie deja acolo întemeiate, eu trebuie să mă ascult ca guvern că drepturile românului meu care locuiește în Spania, unde locuiește, să spunem, sunt respectate precum ale cetățenilor din acea țară. Exact. Asta este filozofia mai vizată de români. Și eu am și o politică expansionistă, recunosc și acest lucru. Sunt leu. Și îmi place să mă extind. De exemplu, o extindere puternică, de exemplu, Spania. Cu mii de români cu firme ajutate să crească în Spania, cu mulți angajați din Spania, români, nu contează, da? Îmi va oferi mie guvern, deșchet, nu guvern, așa, peste ani, să negociez cu Spania. Să zic așa, domnule Sanchez, premier, domnule, m-am gândit să ofer un program guvernamental pentru a mă reeduca din Spania, românii, va face rămești în România. Vă rog să negunească, pentru că să vadă pe cifre, că românii noștri au angajați, nu știu, 2 milioane de cetățeni în Spania. Și el înțelege că trebuie peste cap. Social. Termin. Și atunci tu poți negocia pentru comunitățile de români chestii în plus. Locuri pe listele de parlament, consilii locale, cutare. Așa face un guvern. De fapt, face un guvern ce făcea guvernul Ceaușescu pe timp. Corect. Da? Corect. Cam acum. Se extinde, se extinde. Africa, de exemplu, astăzi, cu asta am închis, cum am spus să muncă, spus așa pentru o dată până mâine. România încă poate fi folosită ca poartă de intrare în multe zone ale lumii de către state puternice, care nu au acces. Este Africa. Noi încă suntem bine văzuți în Africa. Sunt miniștri, am întâlnit Republicile Congo, ambele, acum un an, și nu numai acolo, miniștri care vorbesc limba lor, au studiat în România. În Cuba, în Basia, în Golf, încă suntem bine văzuți pentru ce s-a făcut de către țara asta în anii de 1989. Dar noi nu folosim această oportunitate. Da? Oamenii aia iubesc România. Eu am fost în Cuba în 2018, când m-au acuzat că sunt spion rus, că m-am dus pe la Moscova și așa ceva. Da, m-am dus pe la Moscova ca și a zburat avionul. Era pescat la Moscova. Asta a fost avionul. N-am pus să schimb avionul. Și dacă vreau să mă trăiesc cu potii, nu mă întâlneam. Așa, oficial, acum înțelegeți de ce l-am ofișat, da? Da. Păi câțu cineva, câțu ca să ducă totul de risoriu, da? Dar scopul meu cristalean în Havana a fost pentru 2 ore, până cu doamna Pintea, Sorina Pintea, ministrul sănătății de la acea vreme, un singur scop. Să aduc în România antidotul pentru cancer. Corect. Da? Asta a fost scopul bisericului. Documentele mele o să le vedeți cu dată. La externa, misiunea externă este la poartă cu acea vizită. Am avut acorduri multor entități din România și de peste ocean să facă acest lucru. De ce? Pentru că mi-a plăcut din politica externă. Am chestia asta. Unii m-au acuzat că sunt SIE. Da, probabil că e fi SIE, am eu nu știu, dar poate e fi și SIE. Asta este. Mi-aș fi dorit să fiu, recunosc. Și am o, așa, un gustavac, că nimeni nu încerca să mă recuteze. Mă simt... Asta este. Dar în Cuba am avut discuție cu vicepremierul de la acea vreme, ministrul de finanțe, guvernatorul Băncii Centrale din Cuba, ministrul sănătății. Și obținusem de la cubanezi absolut ok-ul să facem în România, să-mi dea voie să facem studii clinice în România, pentru că slovacii au făcut aceeași chestie pentru diabetul la copii. Opțiuni din Cuba, acceptă pentru a face în Slovacia probabilor studii clinice, și după aceea să înceapă să cumpere eu să producă în România. Că după aceea eu am primit-o și ca business. Pentru că totul este business, să știți. Că e istorie, că e medicină, că e educație, totul este economic. Din păcate, asta este. Știu că poate doar, dar asta este. Să poți să produci în România antidotul ăla și să vinzi toată regiunea cu cercul Cubei, că nu poți să vinzi așa de capătul. Să te lasă să vinzi milioane și milioane și milioane de afaceri, îmi avea miliarde de euro. Da. Miliarde.
Și m-a apucat cine? Acasă m-a apucat Ministerul de Externe al României. De ce? După aia am aflat. Cine era? Nu era domnul ministru Mereșcan. Wow! Eu m-am urmat și lucrat, pentru că eu am pus să vreau la externe, să vreau relația cu Cuba. Relația economică, relația diplomatică. Și s-au pus ministerul de externe, zic, domnul ministru, nu putem să acceptăm ca EUG să preia relația cu Cuba. Tu zic, nu relația diplomatică, relația economică. Am vrut să-și datorii, e adevărat, pentru că cei din Cuba nu mai acceptă să discute despre datoriile istorice. Nimeni, nici Rusia, nimeni nu a pupat un leu. Se șterge și faci cu ei business. Franța a făcut fondul franco-cubanez și face centrală de, nu știu ce, fotovoltaice. Slovacia, la fel, a făcut fabrică de nu știu ce, ceva departe acolo. Cuba sunt foarte clar, asta e politica noastră. Vreți să venim să facem, asta e condiția. Nu, stați și așteptați voi, nu vrea de timp, te luați ciuciu. Deci asta cu, cum spune, cu vaccinul a fost blocat pentru că cineva în România avea o rețea pe care se ducea celălalt tot. Știți foarte bine, pe net găsești, dacă cauți găsești, la rețelele care aduceau. Și eu cu acea dorință destrucam o rețea care aducea pe bani. Sunt mulți pentru românii noștri acel antidot. Deci cam așa se poartă lucrurile, să știți, și în politica externă și, și la nivel național. Și un alt exemplu și ultimul, cu care mă închei, votul pentru România la Consiliul de Securitate, la ONU. Iar nu era atributul meu ca ministru la finanțe. Era chestiune de ministerul de externe, dar îmi place să mă bag și fără să știi de multe ori frumos. Și nu redădea nouă votul în țările din Caraibă. Nu redădeau votul pentru ONU. Noi ne băteam cu Estonia. Și nu mai trebuia acest vot. Eu fiind președinte de Consiliul de Miniștri, am început să uzez această poziție pentru România. Și ne-am invitat, în fine, comunul Iarocan nu se uita de nu interesa de țările din Caraibă, da? Absolut loc. Trebuie să se armonizeze acele state cu legislație pentru partea de fiscalitate și așa mai departe. Și dacă nu se trecea pe stat, n-ai de acele state. Eu știind de chestia asta, am început să profit de lucrul ăsta. I-am invitat în România. Am venit premierul într-o ministru de acolo, o ministru de externe, am venit o întreagă delegație. Și am început să-i prezentez. Și să ne înțelegem fiecare cu ce dorește să obțină. Cert este că la ședința de Consiliu de Miniștri, Costel Mente a făcut întâlnirea la ambasada României la Bruxelles, ședința de viitoare. Secretarul meu de stat, eu eram președinte, da? Consiliului. Și secretarul de stat în finanțe era, ținea locul României la masă. Eu am de la UDMR. Da, și am făcut că e ideea în milă. Deci, și îi spun, băi, mâine vedea la Consiliu, când îți fac semn, ridici, iei cuvântul, cer cuvântul, ți-l dau și spui că România, mai are, având în vedere informațiile primite în ultimul clipă, de la acele state din Caraibe, propune amânarea acelui punct și neincluderea pe lista neagră a acelor state. Până la analizăm care are venite în ultima clipă. A doua zi la ședința de Consiliu, până să ajung eu într-un pies de mașină la Consiliu, toată presa internațională sare pe mine. Domnul președinte, deputare, azi decideți cu asta, lista neagră. Zicați un pic, va fi pe agenda, dar nu se știe dacă se va decide. Până să ajungi la etajul cu camera de ședință, a făcut în conjurul lumii acea informație. Că nu se va aproba atunci lista neagră. Oamenii au început să intre, dar și-a dat seama de jocurile făcute. Eu, în timpul întâlnirii, înainte să încep, am sunat la ASIE, la SRI, la premier, la ministrul externe, că controlul care se apoi am urmărit băieții. Eugen, știi ce trebuie să faci? Ok. Perfect. Bun. Și începem teatru acolo. Și ridică asta mâna, e frasă, ridică mâna, domnule, România, putare. Comisarii europeni prezent la masă, cu Emil, dar am întâlnit, și pe video făcută, domnul președinte, Eugen, ăsta, Moscovici, comisarul Moldovei European, care și eu o regiune românești, fost comisar pe buget. Și apoi este președintele Curții de Conturi Europene. Eugen, domnul președinte, nu se poate, stați un pic, că sunteți România, nu sunt România, eu sunt președintele Consiliului, România e domnul secretar de stat. Da? Și se spune că vrea să amâne. Da? Și am văzut, ai ieșit întreagă discuția acolo, între ministrul de finanțe francez, ăsta Scholz, care acum a fost cancelar, a venit amâne la mine, Eugen, o să iasă un secretar internațional, putare, eu sunt președintele, nu ascult, mergem mai departe. S-a votat în felul ăsta, cum am spus. Și România a primit votul, pentru că acele țări au fost recunoscătoare față de România, da? Și am primit votul.
pentru omul la cunoscut de securitate. Numai că România, din păcate, a făcut o greșeală mare. Și a pierdut ce a câștigat pe într-o altă parte. Unde e Golf? Pentru că e Iordania. De ce? Pentru că a avut cineva în țara asta o idee tâmpită să spună public că vrea să mute ambasada din Tel Aviv la Israel. Și atunci, vă dați seama, țările din Golf, vă zic, de stațiunea asta ne faci, da. Și votăm invers și la revedere. Așa se pierd. Ce înseamnă astăzi, în situația cu Ucraina, poziția României în Consiliul de Securitate la ONU, da? Deci, uitați-vă cum ne dăm singuri. Deci, v-am demonstrat doar că se poate. Dar trebuie încă o dată să... Dar chestia asta nu a fost făcută special ca doamna să... Nu, plecase înainte. Plecase dinainte de la Liviu Dragnea, plecase de asta. Plecase înainte. Și doamna a făcut lucrul ăsta, era mai din America. Da, dar nu, doamna. Și nimeni nu vorbește cu nimeni astfel încât să se ajungă la un tor comun, să-ți dai seama că o mișcare de-a ta distruge... Asta înseamnă, asta înseamnă pregătirea pe care nu ai. La urmă de administrație, vă rog, spun că administrație e mult fulită. Dar să știți că administrația are mulți oameni care țin pe mișoară administrația. Din păcate, fețelor nu se văd. Să știți că sunt mulți în servicii. Eu am vorbit și am fost pe cel care a spus mereu. Eu vreau să am servicii cu bugete mari, puternice. Pentru că nu pot să știu când Rusia bagă 4 miliarde de euro în serviciul extern. Eu nu pot să mă uit la CIA-ul meu, care are bani de cutiri, că atât de voi. Și ce fac oamenii peste votare, trebuie să spun ceva, poate, nu știu dacă a trebuit, în fine. Îmi spuneam cu vestea. Vedeți mâine dacă a trebuit sau nu. Da, exact. Dacă nu vine la mine de jur... Noroc să suntem mulți avocați aici. Spune, domnule, gândiți-vă, ce salarii oamenii care vreau să mici? Sunt oameni care nu pot să spună acasă, familie, soții, copilor, unde lucrează. Ei abat taximetriști, de exemplu, în familie la ei. Dacă ceva îi scuipă pe stradă sau un client sau bibat, nu au voie să reacționeze. Dar oamenii ar putea să pună 10 la pământ. Dar nu au voie să reacționeze. Sunt oameni care pleacă în teatrele, că undeva sunt teatrele de operații. Nu refer doar la ștelații. Au fost oameni care au stat în Hazna. În Hazna. 3 zile. Da, 3 zile au stat acolo. Ca să nu prindă un Golf. Da. Au fost oameni care și-au luat iubitele pe post de pereche, ca să pară real. În anumite câte taxe și impozite are România și care este viziunea noastră vis-a-vis de o posibilă implementare a unei, unei cote unice de impozitare? Am înțeles să discutăm în finanțe. Cursul este de finanțe. Eu știți că cine știți că dar știți că și ce v-a spus la poate finanță înseamnă. O poziție puternică în structurile internaționale în lume înseamnă bani. Corect. Și România, fără să fie o forță lucrare, nu va exista ceva. Nu v-a spus-o nimeni asta. Da? Pentru că nu te pagă la masă. Dar vrei să o faci? N-ai vrei să o faci. Dar voi de ce să arăți, mă? Că fără aia, din păcate, nu te pot băga în seamă. Uite-te la întrebarea asta. Putin face ce cota face, unică, trebuie să înțelegem ce înseamnă cota unică și impostul progresiv. Sunt mulți care vorbesc de cota unică sau de impostul progresiv și nu înțeleg. Niciodată ce altă. Impostul progresiv, ca să încep din partea asta, va putea să fie aplicat și poate fi discutat. Respect. Când ai tot venitul global, când tot ce este în România va fi pe un CNP sau pe un, CUI. Când toate astea vor fi pe cele două, momentul ăla știm ce aparține fiecăruia. Apropo de asta, paranteză, cumva românii vor să facă toți declarații de avere? Cinstiți, prea cinstiți, da. Vă spun de ce nu o să le faceți. Trebuie să vă spun de ce. Era paranteză. Ar trebui să vreți cu toții amnistia fiscală. Adică acea amnistie, voi să vă spun de ce, poate să o vreți. Și de ce? Suntem o țară de hoți, chiar pieți. Bun, mă ascultați. Ca să vedeți lucrurile. Dom'le, de ce amnistia fiscală? Amnistia fiscală, la prima vedere, vi se vinde că este pentru ea. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 de politicieni care au furat. Da? La marele și astea. Și pe care nu mai urmește. Și pe care nu mai urmește. Urmește, ei sunt dușmani. Dar ce înseamnă o astfel de amnistie fiscală? Eu aș dau dacă aș fi astăzi, deci, să le vină mie, așa aș dau. De ce? Dom'le, aveți, nu știu, 1 ianuarie 2026. Ați scos la lumină veniturile pe care nu aveți justificare, vă impozitez. O să luați decizie politică. 20, 25, 30. Asta e o chestie. S-a făcut în Germania de două ori și în Italia. Și în Canada. O Canada. Se face în Canada. Nu la noi ne pute. De ce? Că nu vrem să fie. Că noi uităm la decizii întotdeauna. În contrarea din România. Deci, dar știți pe cine ajută chestia asta? Pe românii care
vor fi luați peste ceva din un an, doi, trei, de către fisc. Vă vor întreba, cum a părut casa asta mare aici? Și vreau să spun, domnule, te-am muncit la căpșuni. La mine, bravo, vreau să văd contractul. Păi stați, nu? Aceștia sunt beneficiarii principali, nu bogătașii aia. Dar din păcate DNA-ul, cu susele sale, aruncă această idee, aia că se scăpați pe foctași, pe hoți, pentru că după aia nu fără dosare aveți. A doua zi nu fără dosare. Dar este pentru milioane de români care și-au luat o mașină, om a muncit acolo, sărat a muncit acolo, poate a muncit, n-a tot contract, jumătate, jumătate, nu contează. Fiscul vine și întreabă direct, domnul, ești aici, da, casa, cum e? Păi știți că au muncit. Nu e așa. Asta e problema, din păcate. Dar de ce astea trebuie discutate, analizate și poporul să decide pentru o astfel de măsuri. Cota unică, repet, m-am gândit și foarte mult chiar și de trecute la o idee de cota unică. Mai mult prin simplitate și prin înțelegere că ce înseamnă cota unică. Eu cred că mă gândesc și la impostul pe profit, și la impostul pe venit, și la TVA, și la tot. Să fie 15, nu? Eu mă gândesc la renunțarea la toate taxele și impozitele, da? Și, de exemplu, o variantă, da? Mărirea TVA-ului, de exemplu, da? Făcut un calcul la un 25%. De ce? Pentru că toți contribuim. Să-ți mă arăt o presă. Poftim? O să-ți spun să-l 24, nu o să-l 25. Deci nu-l pun la finanță niciodată. Așa, ok, ca să fac calcul, pentru chestie pur teoretic. Da, 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 ca principiu, am înțeles. Pur teoretic. Da. Vedem cât se colectează din taxe și impozite, cât sunt, da? Vă dați seama că în acel moment am terminat cu o mare parte din bugetari, că nu mai au ce să caute acolo, fiecare să colecteze de specificul lor bani. Rămâne și pe care se distribuie pe ministere sumele în funcție de necesități. Știți că o țară, și îmi spune că bugetul rețelei este ca acela unui firme, e departe de realitate. Principiile sunt aceleași. Dar pe partea asta de pentru țară, ai în spate niște, ai niște lucruri în plus. Chiar și o forță care o să vede. Chiar să te joci din anumite lucruri. Ingineriile financiare sunt super de permise. Alea financiare sunt scrupine și alea poți să știi. Așa, deci, nu, a scăzut că odată te vrea la la cât vreau să creșteți, aia va, se va reflecta în absolut orice. În absolut orice. În tot. O mulstă pe toții. O mulstă. Da? Eu nu stau de timpul, am spus creștere de taxe. Ci din contră scăderea numărului și a contului acestora. Dar niciodată fără fundament. M-am spus, dacă vă duceți în jos cu TVA-ul, nu trebuie să-l creșteți. Dacă creșteți, m-am spus, orice va costa mai mult, orice. Și apa care se scoate care are un TVA, punerea în sticlă, sticla are un și de parte, poate să vor crește direct și indirect, până mai vedeți opri. S-a vorbit în 2011, în România, când s-au creat venituri și s-au crescut taxele și impozitele. Două secunde. Vă rog să-l aplaudați pe Mirel Mărăuș. Veniți noastră de la Plăbiceni, județul Zilerman, unde s-a conversat cu Mihai Viteazu. Astăzi e ziua în care am urmărit. Nu. Eu mă gândeam la cei care muncesc la negru, care au surse de venit ilegale și care nu contribuie sub nicio formă la bugetul de stat. Venind cu o cotă unică de impozitare, de exemplu TVA-ul, teoretic, da? Din, în momentul în care ei își cumpără și fac achizițiile, participă direct la bugetul de stat. Din TVA. V-am spus, discuteți pe cota unică trebuie făcută cu toate elementele pe masă. Ea sună bine, o cotă unică. Dar, de exemplu, România astăzi are trei cote de TVA, da? Cum prevede directiva de TVA. O cotă standard de 19% și două cote diferențiate, 5 și 9. Din păcate, România astăzi, prin premierul României, vrea să renunțe benevol la una dintre cele două taxe de cote diferențiate. Statele se bat pentru cote în plus diferențiate. Noi renunțăm singuri la 5%. N-are nicio logică economică. Când spuneți cotă unică, vă întreb, de asta vă întreb, vă referiți la ce? Doar la TVA? Da. Sau la tot ce înseamnă în România taxe și impozite? Renunțăm la tot ce înseamnă taxe și impozite, pentru că sunt destui. Nu e posibil așa. Nu e posibil. Deci, nicăieri în lume ceva nu funcționează. Întrebarea era să o gândim, repet,
Spunea la fel domnul Geau, asta e modul, pentru că e premier. Domnul, nu putem să fim ca în țările, ca în Cipru, Malta, să avem un paradis fiscal, că nu să aplicăm politici sociale europene. Stai, domnule, că mi-e că suntem un paradis fiscal. Și cei care sunt și au spus de venit la negru, cum participă la bugetul ăsta? Pentru asta v-am spus. Când fiscul, când România va avea totul pe un CNP sau pe un cui și vine, timpul ăsta vine, curând. Da? Vine, în momentul acela nu se mai poate fi nimic pe lângă. În Italia, dacă mergi cu mașina scumpă și cu ceasul la urmă în judecare, te oprește pe o stradă și te întreabă proveniența mașinii, ceasul de unde e, cu dar el nu discută la chestia asta. România încă se mai poate. S-a vorbit în România în 2013 de 1000 de euro plată, 1000 de euro plată, sub cash, peste Ucraina. Știți care a fost motivul pentru care s-a discutat să se amâne această decizie? Teama de a ieși din țară și păcine. Pentru că dacă impui un astfel de... Ca și în Spania. În Spania se face așa, cred că 2000 în Spania, în Italia, cred că 1000 de euro, dar peste plătești cu cardul. În România, și păcine, bilete s-ar fi pus în afară țării. Pentru că nu ar mai fi cheltuit pentru că s-ar fi descoperit. Da? Și atunci se vede, da? Și aici în afara țării. Și atunci, ca să nu plece din țară chiar toți banii, mai lasă un pic în România ca să se așeze un pic, să înceapă să aștia să investească în imobiliare și în restul. Deci nu, cotele astea de impozitare și taxe trebuie stabilite, m-am spus, făcând un mix, nu doar un loc acțiunul, trebuie să gândești în ansamblu economia. Eu m-am spus, m-am gândit la treaba asta, doamne, să faci 15% tot. Adică TVA-ul, dacă tu în jos, vrea să am 4%, toată prea câștigă. În orice. Impostul pe profit, de la 16, duci la 15 sau, cum mai devreme, la 10 chiar. Vedeți, iar nu poți să faci aceeași plătă. Dar ai impostul pe venit, care e 10%. Ce faci? Nu-și pula la 15? Înseamnă că toată lumea a plătit 5% în plus la impostul pe venit. Și atunci poți să spui, domnule, îți iau la venit, dar îți scad cum am spus la TVA. Da? Și automat aia cu aia se compensează. Nu puteți să-i faci să înțeleagă, ca să accepte aceste lucruri, ca să simtă că este pentru el. Că altfel nu se înțeleagă. O să înțeleg că vreți să îți frumos bani la buget și întreabă unde sunt bani la buget. Unde îi duci? Că nu văd nici drumul, nici aia, nici aia, nici aia.